Final te-ai hotărât să-ți începi cariera pe YouTube sau în producția de foto-video și cauți să-ți cumperi o cameră hibrid, ei bine, cred că acest material este potrivit pentru tine. Acesta este Sony A6700 și, deși se apropie de aniversarea de un an, încă este una dintre cele mai bune camere de pe piață, având un raport calitate-preț excelent. De ce se numește o cameră hibrid? Pentru că unele camere precum FX3 sau FX30 sunt dedicate videografiei, pe când aceasta este atât pentru fotografi cât și pentru videografi. Eu am avut ocazia să o folosesc cu puțin timp în urmă și mi s-a apărut o cameră grozavă atât pe partea de foto, dar mai ales pe partea de video. Nu sunt expert în videografie încât să-i pun în valoare adevărata performanță, dar iată ce am reușit să fac cu ea. Așadar, în acest material veți vedea impresia mea despre cea mai nouă cameră din seria APS-C de la Sony, modelul A6700. Să-i dăm drumul! Dacă ești indecis în a-ți comanda fie o cameră APS-C, fie una full frame, da, cu siguranță cea full frame va veni cu ceva avantaje în plus, dar și cu câteva dezavantaje. În primul rând, senzorul camerei este mai mare, ceea ce înseamnă că va capta lumina mult mai bine, transformând imaginea într-una mult mai calitativă. De asemenea, vei avea performanțe mai bune în condiții de lumină scăzută, o gamă dinamică mai mare și un efect de profunzime de câmp mai redus, obținând acel bokeh superb. Numai că aici vei avea de-a face și cu costuri ceva mai mari pentru obiective, fiind mult mai scumpe decât cele APS-C, sunt mai mari și mai greu de transportat în călătorii, iar și body-urile sunt mult mai scumpe decât una hibridă, precum este acesta 6700. Cu toate că acest Sony A6700 vine cu un senzor de 1,5 ori mai mic decât cel al unei camere full frame, asta nu înseamnă că aceasta este inferioară. În plus, vine cu multe avantaje. Respectiv, obiectivele sunt mai accesibile și mult mai mici, astfel încât le poți lua cu tine în drumeții, călătorii și așa mai departe. Dacă ai un obiectiv 70-200 de mm datorită cropului de 1,5x, acesta va deveni un obiectiv de 105-300 de mm și lista continuă. Deci există multe avantaje în a avea o cameră APS-C. Pe scurt, acesta 6700 are un senzor APS-C retroiluminat de 26 de mm ce oferă performanțe îmbunătățite în condiții de lumină scăzută, mai departe are 14 trepte de gamă dinamică la înregistrarea video și nu în ultimul rând vine cu tehnologia AI de focalizare automată în timp real, încât urmărirea și recunoașterea subiectului este mult mai precisă. Un alt lucru cu care se evidențiază este că acesta poate trage 11 cadre pe secundă cu declanșare mecanică. Perfect pentru sporturi și totodată este și silențioasă, putând astfel să fotografiezi și natura sălbatică. Pe partea de video, camera poate filma la 6K comprimat la 4K în 422 în 10 bits, ceea ce înseamnă că imaginile sunt la o calitate foarte înaltă, au o gamă largă de culori și poți filma în 60 și până la 120 de cadre pe secundă. Doar că la 120 de cadre pe secundă ai un crop de 1,5x, iar la cele 4K în 60 de cadre pe secundă obții o lățime completă supraamplificată din acel 6K. Pe lângă cele menționate, avem disponibile profile de imagine S-Log2, S-Log3 și Cineton, dar și unele personalizabile. Unde mai stă bine acesta 6700 este la stabilizarea sa avansată cu până la 5 trepte și are un ISO nativ de 800 și 2500. Mai exact, fie că tragi la un ISO 800, fie dacă lumina este insuficientă și tragi cu ISO 2500, nivelul de noise este unul foarte scăzut. Dacă la seriile anterioare cea mai mare problemă o regăseam la ecrane, fiind limitate în rotiri, e
Ei bine, pe A6700 avem un LCD rabatabil, putând astfel să vedem din fața obiectivului sau din orice direcție am vrea. Doar că, chiar dacă aceștia au ridicat nivelul de luminozitate, tot vei avea puține dificultăți de a vedea în condiții de lumină puternică atunci când ești afară. Un alt lucru pe care l-am apreciat la A6700 este gripul de baterie, care mi se pare mult mai confortabil de ținut în mână și că regăsim 3 rotițe de control, cum ar fi rotița din față pentru viteza de declanșare, rotița din spate pentru diafragmă și o altă rotiță pentru ISO. Deci îmi place că sunt toate la îndemână. Iar ultimul lucru pe care l-am apreciat este capacitatea mare a bateriei față de modelele anterioare, putând astfel să filmez și să fotografiez pentru o perioadă mai mare de timp. Dar cum niciun produs nu este perfect, haide să discutăm pe scurt și despre ce n-am apreciat la ea. Multă lume am văzut că au avut probleme de supraîncălzire când înregistra un 4K la 120 de cadre pe secundă, ceea ce așa și este. Chiar dacă poți mări gradul de temperatură din setări, tot îmi lasă impresia că se încălzește ceva mai mult decât normal. Apoi, mai este problema lipsei celui de-al doilea slot pentru cardul de memorie. Așa că dacă ești la o ședință foto sau lucrezi la un video profesionist, nu vei avea un backup pentru fotografiile sau videourile tale. Ca o concluzie despre acest Sony A6700 este că pentru prețul cu care vine, chiar dacă pentru unii dintre voi vi se pare unul mare, comparativ cu cele full frame precum A7 III sau FX3, care sunt chiar și de 2-3 ori mai scumpe decât acest model, este o cameră hibridă extraordinară și pe care vi-o recomand cu căldură. Și cam aceasta a fost impresia, sau mai bine zis, hands-on-ul noii camere APS-C de la Sony, modelul A6700. Dacă v-a fost util acest material, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați cu toate notificările, pentru că voi reveni cu alte videouri interesante. Eu sunt Mihai, ne auzim pe data viitoare, pe curând!